Pentru că e foarte cald afară și pentru că nu însomn, am somn, m-am gândit să vă arăt într-un videoclip cum arată undeva la 4-5 milioane de euro. Da, da, am zis bine, 4-5 milioane de euro. Ei bine, intrăm pe acest profil de Steam, care la primă vedere nu pare deloc special. Are într-adevăr level 103, are aproape 1000 de comentarii, dar în rest o să trei screenshoturi, workshop items 11 și 6 grupuri. Dar dacă vedeți atâtea ferestre deschise în browser înseamnă că ceva, ceva e, e putred un pic. Și vreau să spun de la început că acesta nu este un cont de trading. Practic nu este un bot care aparține unui site și ține el toate itemele. Este un cont al unui colecționar. Și hai să intrăm un pic în inventar. Avem 27 de pagini. Nu voi trece chiar prin fiecare skin. Uh, voi puncta un pic skinurile care, care sunt mai importante. Uh, extensia spune că inventarul valorează 54.000 de euro. <laughs> Dacă îi dăm other sites, de exemplu, și mergem pe Buff, parcă parc, începe să. Să mai miște un pic. Asta pentru că pe Steam anumite iteme nu se pot vinde și pe Buff se pot vinde. 1.500.000 se mai apropie, dar extensia nu e în calcul un lucru foarte important și anume stickerele. Hai să vedem un pic uh, despre ce este vorba. Primul skin, un Dragolor. Pam, pam, pam. Factory New 007 cu 4 stickere LDLC holo 2014. 2014. Dragalorul în sine, Factoriniul la 007 este undeva la 8000 de dolari. Stickerul LDLC holo 24.000 de dolari. Având în vedere că are 4, calculul pentru trading se face în felul următor. Luăm valoarea în stickere și o împărțim la 2. Deci 24.000 de înmulțit cu 4 de împărțit la 2, undeva la 48.000 de dolari nu numai stickerele. Deci uh, AVP-ul acesta este undeva 48 plus 8, 56.000 de, uh, de, dolari. Cu atâta se vinde. Are 3, țineți cont. Da? Mai avem unele foarte interesante. Un uh, Star Trek M4A4 Living Color, la fel cu 4 LDLC Holo Cato 2014, deci încă 48.000 de dolari. Un AK-47 Star Trek Nightwish Factory New Rank 7, numărul 7 în lume, cu încă 4 stickere LDLC. Merge mai frumos mai departe. Avem și un P90 cu un uh, Dignitas Holo Cato 2014. Un uh, Dignitas care valorează undeva la 14.000 de de coco. Merge mai apoi un Star Trek SG SSG Blood in the Water cu Vox Holo Titan Holo. Și Power HOLO toate Cato 2014 Ca să vă faceți idei de prețuri Bineînțeles vorbesc de prețurile de pe BAF Pentru că în altă parte nu prea se vând astea uh, Un Vox HOLO costă 18.000 de dolari Un Titan HOLO costă undeva la 73.000 de dolari Și un Power HOLO costă 87.600 de dolari Da? Ați înțeles bine Vorbim de sume din astea mai departe avem primul AK-47 Case Harden 661. Este un pattern special, minimal wear, este blue gem, este numărul 1 ca pattern. Singur, numai skinul se vinde cu 53.000 de dolari pe buff. Și mai avem încă două Titan Holo, deci încă 73.000 de dolari. În total undeva la 126.000 de dolari, numai skinul ul ăsta. A făcut și el rost de medalia de 10 ani de la de la CSGO. Pam, 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 mergem mai frumos mai departe. Mai avem un skeleton knife uh, field tested care, bineînțeles, valorează 50.000 de dolari pentru că este blue gem. Și dacă ne uităm aici, ăsta este, mă rog, nu este chiar acesta, dar este blue gem. A avut, cred că e ăsta, 197. 6, 8, 1, da? Este 50.000 de, de, de dolari și are două Amândouă Blue gem în cazul în care vă întrebați. Bun, mergem mai apoi. Mai avem niște Bronze Morph care sunt Factory New. Mai avem un Glock 18 Emerald Factory New. Trecem frumos pagina numărul 2. Sport Gloves Vice Factory New, 18.000 de dolari. Bun, vedeți că avem ceva aici. Ne așteaptă imediat. Superconductor și astea sunt super scumpe. Încă un case hardened, dar data asta Battles Card cu 611, tot Blue Gem. Trecem mai apoi, mai departe, mai avem frumos niște stickere care astea sunt mai ieftine. Ajungem la încă un Skeleton Knife 681 despre care vorbim. Și avem un Trek M4A4 Howl 009 Float Factory New cu 4 stickere Reason Gaming Holocato 2014. Uh, ce să zicem aici? Haulul în sine, Star Trek 4 a 4 Haul Factory New, este 19.000 de dolari. Dacă mai adăugăm și 4 stickere Reason Holo, care fiecare costă 42.500 de dolari, ajungem undeva la 85.000 de dolari stickere plus încă 20.000 de dolari. Asta, 100.000 de dolari acest skin. Frumos, mai departe, bineînțeles, încă un Blue Gem 661, de data aceasta cu 3 Titan Holo. Uh, Cato 2014 și un I Power Holo. Titan Holo 73.000 bucata, iBuyPower Power Holo 87.000 de, dolari bucata. Mai avem un stainless steel Statra cu pe skinul în sine e 80 de euro, așa cum vă spune pe Steam. Dar avem 4 sticăre Reason Gaming Holo, Cato 2014, frumos. Un Fate cu încă 4 stickere Reason Gaming Holo, un stat la KK47 Vulcan care e vreo 700 de euro pe Steam, dar care are sticăre în valoare de undeva la 146.000 de, de, dolari valoare de vânzare, pentru că sunt 47, undeva la 280.000 de, de, dolari. Așa, avem niște sticăre pe aici care costă și ele un pic mai, mai puțin. Astea sunt undeva la 500-600 de euro, dacă nu mai înșel. A așa, mai departe mergem la următoarea pagină, avem niște stickere, mai avem încă niște niște iteme aparent inocente, inclusiv acest Tecno Toxic cu 4 crown foil-uri, fiecare sticker este 650 de euro pe Steam. În cazul care vă întrebați, avem un pe 250 whiteout cu acele, aceleași 4 crown foil de 650 de euro bucata. Uh, Blood in the Water, cu niște sticăre gold. Avem un Negev în Jolnir care este undeva la 1800 de euro. Avem mai apoi un carambit Blue Gem Minimalware care se vinde undeva între 14 și 20 de mii, de dolari. Niște sperminturi, ziceam că avem două, sunt undeva la 7000 de euro bucata. Încă un Skeleton Knife de data aceasta, fade. care este doar 2000 de euro bucata. Și fraților, ăsta este la piesă de rezistență Sau unul dintre cele două skinuri care chiar fac inventarul ăsta efectiv unic. Este vorba de Statrak M4A4 Haul, Factory New 0.0033, numărul 1 în lume, este primul carang cu 4 sticăre Power, Holo 4 2014. Valoarea estimativă pentru că nu e la vânzare niciunul în apropierea acestuia, undeva între 400 și 500.000 de, de euro. Poate chiar mai mult în funcție de cât ar vrea să dea cineva, având în vedere că este numărul 1 în lume. Da? Vorbim de aproape jumătate de milion de dolari. Fucking amazing. Fucking amazing. Trecem pe pagina 4. Avem un Butterfly Emerald care este undeva la 13.000 de dolari. Avem nu mai, nici mai mult, nici mai puțin de 3 stickere Titan Holo, 73.000 de euro bucata, 3 bucăți, 21.000 de... 210.000 de dolari în total. Sport Gloves, Screenshot, nici nu măcar nu ne mai uităm la astea, sunt undeva la 1.800 de euro. Mai avem un Survival Knife Fade, trecem mai departe, un Welcome to the Jungle Factory New cu 4 stickere în valoare de 500 de euro bucata. Încă un Statrak M4A4 Howl Factory New cu 4 Titan Hollow, pentru că na, nu trebuie să ne plictisim, undeva la tot așa 150-160 de de dolari toată, toată nebunia asta. Mergem frumos, mai avem încă un Statra KK47 case hardened 661, bineînțeles, blue gem cu 4 Titan holocato 2014. La vânzare pe buff nu există niciunul. Uh, niciun stat la KK47 chei să ardă în fil testi 661, nici nu mai zic de stickerele astea. Există unul singur 670 ca pattern, tot Blue Gem, dar nu este primul, care este la vânzare la 145.000 de dolari. Estimez că 661 ar merge undeva în 250.000 250 de dolari. Da? Cam astea sunt prețurile. Putem să și închidem astea, să ajungem unde ne interesează doamne, da. Vedeți, ăsta este și la 145.000 mai avem o grămadă și este singurul la vânzare 0.32. Al nostru este 0.26. Bun. Ce credeți că am terminat? Mai avem, fraților, mai avem. singurul craft pe care l-am văzut, Tatrak M4 a Hyper Beast. 400 de euro numai skinul, ul Da, cu 4 ori Dignitas Holo Kato 2014, cum ziceam, Dignitas Holo este undeva la 14.000 de, de dolari. Trecem mai departe, mai avem un dragonlor 1001 Factory New, avem un AK47 Wild Lotus uh, Factory New, numărul nou mondial, cu 4 stickere Titan Holo Cat 2014, în valoare de, să zicem, 12.000 de dolari skinul și cu 4 Titan Hollow, adică jumătate, uh, 150.000 de dolari, numai skin ăsta. Mai avem un Gugnir, rang 35 în lume, Effect Renew 003, uh, 10.000 de euro AVP-ul și cu încă 140.000 stickerele. E, fraților, ăsta este al doilea skin. Știți că v-am zis că primul este Star Trek Howl, numărul 1. Ăsta este al doilea skin care face inventarul ăsta ceva special. Suvenir AVP Dragonlord Factory New. Da? 276.000 de, euro. 1. Nu mai luăm la socoteală care și un Titan Hollow ca tot 2014, da? Are două. Deci numai ăstea două fac undeva la peste 500.000 de, de euro. Numai ăstea două ca să înțelegeți. Fenomenal skin ăsta, fenomenal. Mai avem aici încă un Deagle, Deagle Prince Stream. Au de fapt, cu Navi Holocată 2015. Încă un AVP Dragalor cu un singur LGB uh, Holocato. Avem un Talon Knife Ruby care e doar 3000 de dolari. Uh, un Deagle Blaze cu 3 Titan Holo Cato 2014, trecem mai departe, următoarea pagină. Asta este un Blue Gem, un Nomad Knife Blue Gem care este undeva la 21.800 de dolari pe buff. Avem numărul 5 mondial, souvenir dual Beretas Cobalt Quartz cu, uh, cu, Gold SL Wolf și iBuyPower Holo Cato 2014. Mergem mai departe, nimic special în continuare. Avem uh, sticker Reason Gaming Holo, 4 la număr, fiecare valorează 42.500 de euro, undeva la 170.000 de dolari, numai stickerele în sine. Apoi un sticker foarte frumos, clasic, Statra KK47 Redline, minimal wear, cu 4 Eye by Power Holo, undeva la 100... O, o 60-200.000 de euro. De dolari. Așa, mai avem niște stickere, niște cuțite pe aici, un Deagle Emerald Jormungan 005. Trecem frumos peste aceste iteme A, scumpe de altfel, dar nu atât de scumpe față de ce are omul ăsta în inventar. Mergem mai departe frumos, mai avem încă un Glock Fate cu un Crown și 3 Navi Holocată 2015. Avem și un Crimson Kimono Minimal Wear, bineînțeles, și un Kingsnake Factory New. Un M9 Bayonet Crimson Web, Factory New, al 9-lea mondial. Da? Ăsta costă undeva între 10 și 20 de dolari. Nu se știe exact. Bun, mai avem un suvenir AVP Desert Hydra Factory New, în cazul în care ducea lipsă de așa ceva. Mai avem un Deagle Blaze fără ceva sticări interesante, doar un Denis Hollow, un Denis Gold. Alte skinuri mai noi, mai vechi. Asta mi se pare foarte interesant. E un inventar care are niște iteme extrem de scumpe. Va se aștepta să aibă numai iteme scumpe. Dar are și skinuri de genul acesta. De 2 euro. Sau de ăsta, de 4 euro. Adică e un inventar complet. 74 de cenți. Nu le-a aruncat, nu le-a dat delete, le păstrează și păstea. Pentru că, probabil, dacă a făcut colecție, își dă seama că totul valorează la un moment dat ceva. Avem un Gold Arabesc, AK-47 Factory 009, cu 4 MBK Gold Krakow 2017, sticker undeva la 800 de euro singur, deci 1600 de euro numai sticker și cu cât mai costă și AK-ul. E o combinație frumoasă însă. Încă un Desert Hydra, despre Reason Gaming am vorbit, mai avem încă un Glock 18 Fade cu 4 Titan Holo, ca 2014, de ce nu? Pentru că niciodată nu-i prea puțin. Avem un Statrack Deagle Crimson Web Factory New cu 4 LGB Holo. LGB-urile Holo nu sunt atât de scumpe, ca 2014, costă doar 4700 de euro bucata. Acum că zic euro, că zic dolari, Echivalența există, e 1 la 1 acum datorită cursului valutar, prin urmare nu greșesc atât de mult. Bineînțeles avem un Talon Knife, Trek, Case Hardened, uh, Paintseed 222, adică așa cum v-ați așteptat, Blue Gem. Mm, sincer să vă zic, nici nu mai știu uh, cât costă, costă undeva între 5 și 7.000 de dolari, așa că e și asta. Și mai departe, mai avem aici niște, niște skin-uri, avem un Butterfly Rust Coat al 138-lea de la, de la capăt, mai avem un suvenir AVP Dragon Lord, de care v-am zis Factory New, cu stickere din 2015, încă 200 și cea de de dolari, avem nu mai mult nici mai mult nici mai puțin de 4 stickere i power holo, fiecare valorând câte 87.600 de, de dolari. Asta înseamnă undeva la 370 380 și ceva de mii de dolari. Uh, un Orion cu 4 statrack Orion cu 4 Titan holo Cato 2014. Avem și, bineînțeles, și un AVP Fade, ca să nu cumva să nu-l aibă, are unul singur, 1000 de euro, ultimul a fost vândut în 24 de ore, un Carambit Case Harden 583, bineînțeles, Blue Gem, minimal wear, undeva la 90.000 de dolari. Avem și un prins. avem niște genuine pinuri, cred că toate, dacă nu mă înșel. Încă niște cuțitașe pe aici. Avem un Butterfly Knife Fade 009, avem și un M9 Bayonet Crimson Web 075, super, super. Uh Battle Avem pagina colorată, asta pentru că avem un Carambit uh, Factory New Sapphire de 7000, avem un M9 Bayonet Doppler de vreo 9000, un Butterfly Knife uh, Sapphire de undeva la 12000. Pin avem Pandora's Box care sunt minimal wear cu un 007 Care se vând pe BAF undeva la 13.000 de dolari Bineînțeles avem și un Carambit uh, Emerald Factory New de vreo 7.000 de dolari Un Bayonet Sapphire Factory New de 4.000 de dolari Un M9 Bayonet Emerald de vreo 8.000 de dolari uh, Sperminturile ziceam că am mai avut încă unul Avem și un Snow Leopard minimal wear un skeleton knife, skeleton knife Crimson Web, care e undeva la 1200-1300 de, de, euro. unem uh, un M9 Bayonet Ruby, care este undeva la 5500 de euro. Avem frumos, bineînțeles, nu putea să lipsească AVP Meduza cu Crown Foil. Uh, un stat la KK47 Fire Serpent Factory New Acoustic Regol, Stewie 2K, OK, Simple, Colzira și Guardian, foarte frumos, neprețuit, vă spun, deci nu se găsește preț pentru asta. Bun. Încă un stat track Crimson Web Minimal Wear, un flip knife Ruby, un butterfly knife Ruby care este 6500 de euro, de dolari, niște multe pinuri. Mai avem un Stiletto knife Doppler care este bineînțeles Sapphire, un Karambit Ruby care este 4700, Imperial Plate, Driver Gloves, Minimal Wear, foarte multe music cred că are toate music și toți, toți agenții, bineînțeles toate pinurile și cam atât. Am obosit. Am vorbit aproape 20 de minute. Pentru un skin, pentru un inventar de 4 milioane jumate spre 5 milioane de euro. Așa arată, da? Sper că v-a plăcut videoclipul acesta. E un videoclip pentru cei pasionați de skin mai mult, sincer. Mie îmi plac, mi se pare incredibil că poți să ai încredere să ții 5 milioane de euro. Nu, nu cred că, că realizați 5 milioane de euro. Mulți dintre noi nu vom face nici măcar un milion de euro în viața asta. Ăsta are 5 milioane numai în stim. Și are un stim așa. Da? Uh, mi se pare incredibil. Dar uh, e frumos. Iar pentru cei pasionați, cred că este un, uh, un profil interesant. Dacă v-a plăcut, dragii mei, nu uitați să lăsați un like. Abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudiți videoclipuri. Și noi ne uitați... La un alt videoclip. Dacă vă place genul ăsta de videoclipuri în care prezint inventare, lăsați-mi un comentariu. Poate o să fac niște live-streamuri în care îmi dați voi inventarele voastre și discutăm pe baza lor. Vedem, ne auzim. Rămâneți cu bine, salutare!